Dragi prieteni, ne aflăm la o nouă emisiune de Vorbă cu Antreprenorii. Astăzi l-am alături de mine pe Dan Bugariu, un prieten drag, un om care este antreprenor în domeniul IT și în domeniul educației adulților. Dan, bine ai venit la De Vorbă cu Antreprenorii. Călin, bine te-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Salutări prietenilor tăi și prietenilor mei. Prima întrebare pe care o adresez antreprenorilor pe care i-am invitat în această emisiune sună în felul următor. De ce antreprenoriat? De ce antreprenoriat? Cred că la întrebarea asta cel mai bine răspuns cu lucrurile care contează pentru mine. Pentru mine, personal, contează foarte mult libertatea. Contează să am libertatea de a construi ideile care mi le propun. Important ca să am cadrul, contextul în care să lucrez cu cine îmi place. Contează foarte mult contextul în care pot să evoluez. Iar antreprenoriatul se pare că e cel mai bun context în care să fii provocat, să ieși din zona de confort și să crești, să evoluezi, să devii mai mult, să faci mai multe și să te bucuri de rezultatele pe care le obții. Dar e frumos, frumos răspuns și totodată complex. Spune-mi și mie, cum ai ajuns să te bucuri de rezultatele pe care le obții prin antreprenoriat? Cum ai ajuns în acest moment să faci acest lucru și care a fost parcursul tău antreprenoriat până acum? E foarte bună întrebare legată de cum ajut să te bucuri de rezultatele antreprenoriale, pentru că plecând la drum în antreprenoriat sunt perioade lungi de timp în care investiția este mult mai mare decât atunci când lucrez într-o companie, într-o corporație. Și cred că cel mai bun aliat în momentul în care pornești la drum în antreprenoriat e ca prietenii tăi și, dacă ai familie, familia ta, copiii tăi, să înțeleagă această asumare și acest consum de resurse pe care ți le asum pentru un an, doi ani, poate mult mai mulți ani. Și cum ai ajuns în acest moment? Când ai început? Povestește-ne puțin parcursul tău antreprenoriat. Lucrurile încep în 2002, când MemIQ, o companie în cadrul căruia sunt parteneri asociat, o companie deținută 50-50 de Vodafone și de Hypovereins Bank, a fost vândută câtorva investitori care în momentul respectiv lucrau în cadrul companiei. Și trei dintre respectivele persoane, trei investitori, au devenit asociați și proprietari a acestei companii. O companie care se ocupă cu proiectarea, dezvoltarea de software cu parteneri din Germania și Statele Unite, produsele vânzându-se pe piața americană și cu trainingul fiind unul dintre principalii provider de training pe piața locală și națională a profesioniștilor IT. La profesioniștilor IT. Ok, ai preluat compania împreună cu doi parteneri de-ai tăi, doi colegi de-ai tăi și ați crescut această companie. Pe parcursul acestor ani antreprenoriale în care ați crescut, știu că ați ajuns să fiți unul dintre principalii furnizori de educație în IT de pe piața românească și poate unul dintre cei mai căutați. Pe parcursul tău antreprenorial, dacă a fost la un moment dat un moment sau o întâmplare care pentru tine a însemnat ceva, poate a însemnat un switch de mentalitate sau de gândire, care a fost momentul acela? Nu mi-aduc aminte cu exactitate dacă a fost un moment care s-a întâmplat și a fost un declic. Cu siguranță însă în ultimii 3-4 ani am observat lucruri care contează cel mai mult pentru mine. E vorba de diferența de mentalitate dintre expert și antreprenor. Și am avut nevoie probabil de vreo aproape 2 ani ca să iau decizia de a ieși din mentalitatea de expert și a trece în mentalitatea de antreprenor total diferită. De ce atât de dificil? Pentru că background-ul meu este unul preponderent de expert. Am lucrat și în consultanța de management și antreprenoriat, management strategic, am lucrat timp de 15 ani în proiectarea și dezvoltarea de produse software de tip enterprise
Și istoricul își pune o amprentă puternică nu asupra doar asupra abilităților, ci asupra felului în care gândești, felul în care simți. Expertul întotdeauna va fi tentat să scoată un lucru perfect. Asta așa e. Știu pentru că și eu am trecut prin zona de expert, lucrând în IT, la fel ca și tine, timp de bune ani. Și atunci tine așteaptă momentul perfect, produsul perfect, echipa perfectă. Piața perfectă, piața clientul perfect. Clientul perfect, în așa fel încât, în momentul în care iese pe piață, să fie lucrurile perfecte, extraordinare, excelente și să nu ia personal că ceva a lipsit din această ecuație. Ei, ăsta este cel mai mare risc, cea mai mare problemă a experților în parcursul lor către antreprenori. Da, să știi că e interesant. Acum când stai să îmi povestești despre diferența aceasta majoră între expert și antreprenor, să știi că într-adevăr poate ar merita cei care ne urmăriți și doriți să deveniți antreprenori, poate ar merita să vă gândiți foarte bine cât la sută din abilitățile voastre sunt orientate spre perfecționism, spre acel profesionist versus cât de mult abilitățile voastre înclină spre partea antreprenorială. Dar știi ce ar fi interesant în momentul ăsta? Să punem întrebarea cum poți să faci schimbare și să treci de la expert la antreprenor, pentru că e vorba nu de o abilitate, e vorba de acea structură centrală în jurul căreia se construiește comportamentul tău, abilitățile tale, obiceiurile tale. Ce poate să facă schimbarea din zona de relativ confort? Adică expertul caută să obțină confortul prin rezultatele acelea care să fie conform normelor și chiar să le depășească. Cum poți să ieși de aici? Cum poți să treci în cealaltă parte? Să devii un antreprenor care este relaxat, că a scos un produs pe piață care nu e neapărat la un nivel extraordinar calitativ, dar a creat un pilot, un prototip. Un prototip cu care testează piața și mai apoi... Cu care testează, ia feedback, îmbunătățește continuu, face o iterație, schimbă și ajunge la rezultate într-un timp mult mai scurt în comparație cu expertul. Ei, pentru mine răspunsul la această întrebare a fost să mă pun într-o zonă de disconfort. Adică în loc să lucrez la un proiect pe care să-l duc la... cote 100%, extraordinare. 100%. Da? Mi-am asumat lucrul în mai multe proiecte. Peste 10 proiecte pe care să le duc în paralel. Așa fel încât să învăț eu despre mine, să mă iert pentru lucrurile care nu le fac perfect. Da. Asta înseamnă să te pui, și discutăm și la cursurile pe care le avem, asta înseamnă să te pui într-un cadru de inevitabilitate. Ca acel cadru să-ți construiască după aceea obiceiurile și lucrurile pe care și să-ți ghideze lucrurile pe care te bazezi. Dane, dacă ar fi să te gândești la 3 lucruri pe care mi le-ai recomandat sau ai vrea să le împărtășești cu noi din cariera ta antreprenorială, pe scurt, care ar fi aceste 3 lucruri? Ok. Fără a rămâne în zona de expert și a căuta exact cele mai importante 3 lucruri, o să vă spun 3 lucruri care îmi vin rapid în minte, care au contat foarte mult în parcursul meu antreprenorial. Au contat foarte mult pentru că, datorită lor, lucrurile s-au armonizat în ceea ce privește echipa, viziunea, cultura, energia și lucrul pe termen lung în business-urile în contextele pe care le-am început în ultimii 5-15 ani. Pe locul 1 aș pune aliniere. Aș pune claritatea vis-a-vis de lucrurile importante. Lucrurile importante pentru mine, pentru viața mea, fie că e vorba de viață personală, fie că e vorba de viață profesională. Și potrivirea, claritatea acestor lucruri pentru mine și pentru partenerii cu care lucrez. Pentru că ele, practic, sunt sâmburile de la care pleacă dezvoltarea culturii organizaționale. O cultură sănătoasă. De ce facem lucrurile astea? De ce construim aplicații software? Ia să schimbăm lumea. De ce facem educație în domeniul IT? Și nu doar IT, în domeniul antreprenorial. Pentru că prin educație simțim cum putem să modificăm mentalități, să schimbăm caractere, să îmbunătățim
competențe care au ca rezultat o viață mai bună pentru respectiva persoană și inerent pentru societatea din care fac ei parte. Adică pentru cei care produc noi. Așa. În final. Asta ar fi un prim element. Deci alinierea ar fi primul element. Alinierea, da. Un al doilea element ar fi echilibru. M-a ajutat foarte mult să înțeleg care sunt lucrurile importante din viața mea și să nu le ignor. Pentru că antreprenoriatul are un mare risc. Dar are riscul de a te implica foarte mult și de a te focusa pe business. Exact. Și de a uita de acel echilibru de care vorbești. Uiți de sănătate de foarte multe ori. Pentru că ești implicat 10, 12, 14 ore deseori pe zi în a dezvolta business-ul, proiectul respectiv. Uiți de sănătate, uiți de familie, prieteni, viața personală. De viața ta personală, de propria ta evoluție și în alte zone, de bucuria pe care meriți să o acorzi propriei persoane și celor din jur în mod periodic, ca să-ți refaci cercul de prieteni, energia acelui cerc de prieteni care să-ți oferă resursele motivaționale, de energie, ca să poți să continui. Și al treilea element, probabil cel de care am povestit anterior, anume shift-ul din mentalitatea de expert către mentalitatea de antreprenor. Cum aș caracteriza scurt mentalitatea de antreprenor? Acționează repede, nu așteaptă perfecțiunea, se duce în piață și testează ideile pe care le are, ia feedback, iar acest feedback foarte important, nu le-a personal. Ia feedback-ul și îl incorporează foarte repede, învățând în următoarea iterație a produsului pe care o scoate și reface acest ciclu. Deci până la urmă este o dezvoltare ciclică a produsului. Mi-a plăcut că ai arătat-o. Dezvolți și la un moment dat... Este o dezvoltare ciclică ascendentă. Ascendentă. Foarte, foarte bun acest input pentru cei care lucrează în antreprenoriat. Până la urmă, în software, așa se făcea la început, exista versionare la fiecare produs. De data aceasta, se pare că această tendință sau acest trend care vine din software duce chiar pe piața bunurilor de larg consum să se adopte o strategie asemănătoare. Și pentru că discutam de trenduri și tendințe, Dane, știu că ești un mare fan al dezvoltării și a ceea ce înseamnă futurologie, a ceea ce înseamnă tendințe, poate mega tendințe pe care vom avea parte, pe care vom avea parte ca și antreprenori pe viitor. Știu că astăzi chiar la Biz Club ai avut un moment educațional în care ai vorbit despre asta. Dacă ar fi să ne spui în câteva cuvinte care sunt tendințele viitorului și care se leagă de antreprenoriat, în 2-3 minute, care ar fi aceste tendințe și care să aibă un efect de puternic asupra celor care ne urmăresc, tocmai pentru a se ști orienta pe piață și a ști dezvolta afacerile înspre acele trenduri și tendințe? Mulțumesc pentru întrebare. Întrebarea e interesantă, întrebare care știi că îmi face plăcere. E aproape de mine pentru că vin din zona IT și lucrând în zona IT de peste 15-16 ani și conectat cu practic toate etapele de dezvoltare care au trecut pe lângă noi. La fel de mult sunt interesat de subiect pentru că am fondat o asociație care se numește Asociația Smart Cities. O asociație din ce în ce mai vizibilă, dacă îmi dai voie să spun, din ce în ce mai vizibilă pe piața, nu doar din Timișoara, ci pe piața națională. Și mă bucur să văd astfel de asociații că apar. Care are ca și obiectiv identificarea parcursului unui oraș, de la un oraș standard către un oraș digital și mai apoi oraș inteligent, de ce nu un oraș înțelept. Care sunt principalele trenduri care sunt vizibile în acest moment și vor schimba radical lumea în următorii 5-15 ani, 6 la număr. E vorba de modul în care noi suntem conectați în mod constant la internet, de faptul că acum am putea spune că nu mai suntem noi, ci suntem noi împreună cu telefonul nostru care ne dă acces la o serie de resurse ce până acum 15-20 ani erau inimaginabile. În momentul ăsta un copil din Africa cu ajutorul telefonului mobil are acces la de mult mai multe ori
De sute de ori, mii de ori. Mai multă informație decât avea în urmă cu 15-20 de ani președintele în Statele Unite. Wow! Da. Un al doilea trend care va schimba foarte mult felul în care gândim această lume, gândim business-ul, este puterea de procesare și de stocare a calculatoarelor noastre, a telefonelor mobile, a smartphone-ului. A treia tendință, Internet of Things, acei senzori care ne așteptăm să împânzească această lume, de la casa noastră, la mașina noastră, la locurile în care ne plimbăm, orașele noastre, și care vor colecta o serie imensă de date ce vor fi stocate și analizate, oferind informații vis-a-vis de ce înseamnă performanța orașului, îmbunătățirea vieții cetățeanului în respectivul oraș. Un al patrulea trend care se întrevede și care e tot mai prezent este imprimanta 3D. De ce schimbă atât de mult imprimanta 3D, felul în care business-urile se vor derula în viitor? Pentru că fiecare individ va avea posibilitatea să își creeze propriile produse. Asta înseamnă că crearea de, această creare de produse, până la urmă, va fi un lucru foarte simplu. Deci nu o să mai avem probleme în a avea propriul nostru, nu știu, microfon. O să ducem, mergem la un imprimantă 3D și ne creăm propriul nostru microfon. E foarte bun exemplul tău. Dar care este impactul să ne gândim asupra producătorilor și a transportatorilor de produse? Dintr-o dată vei putea transfera microfonul direct în Africa, fără transport. Exact. Asta să îl produci acolo unde ai nevoie de el. Apare și o întrebare dacă se vor mai produce atât de multe lucruri. Pentru că în societatea noastră și în societatea viitorului se imaginează un sharing crescând al obiectelor existente. Uh-huh. Pentru că oamenii au înțeles că un obiect, odată creat, proprietarul îl folosește într-un procent foarte mic. Uh-huh. De ce nu s-ar folosi mai bine acel produs prin sharing-ul lui în Am văzut deja tendința asta, mai ales în orașele mari, pe piața automobilului. Fie că e vorba de bicicletă, fie că e vorba de automobil, de casă. Deja se face acest. Da, exact. Dane, pe scurt, care sunt ultimele trei trenduri tocmai pentru... Ultimele două ar fi o tehnologie care stă în spatele monedei virtuale Bitcoin și se numește blockchain. O tehnologie care mi-a luat mai mult decât un minut care avem la dispoziție ca să o explic, dar are legătură cu partea de credibilitate și de are legătură cu ceea ce ar putea să fie modificarea felului în care noi primim validare din partea instituțiilor, are legătură băncilor, instituțiilor care validează, de exemplu, votul politic și așa mai departe. Inclusiv partea de vot va schimba această tehnologie. Și Dane, care ar fi ultima componentă ce are legătură cu viitorul? Ultimul mega trend, mega schimbare care probabil că își va pune amprenta asupra vieții noastre personale, organizaționale, de business, de antreprenoriat, sociale, este inteligența artificială. Inteligența artificială care probabil că va schimba foarte mult structura joburilor pe care le vedem noi pe piață în momentul ăsta. O serie de activități probabil că își vor pierde din relevanță, dar vor crește foarte mult alte activități care sunt poate complementare, aduc inovație, aduc creativitate. Înțeleg conceptul de emoție, de energie, de impact social, de comunitate. Și aș vrea ca toate aceste mega 6 trenduri să fie luate nu ca provocări și probleme, ci ca super oportunități. Da, într-adevăr, antreprenorii, ce fac până la urmă și Marius Ghenea în cartea lui Antreprenoriat, spune că antreprenorul este acel om care reușește să identifice foarte ușor o problemă și o transformă într-o oportunitate și chiar găsește o soluție la acea problemă. Și asta e o oportunitate.
Dane, vreau să-ți mulțumesc tare, tare mult pentru că ai făcut acest pas înspre a veni în sfârșit la emisiunea De Vorbă cu Antreprenorii, pentru că, într-adevăr, te-am invitat de mai multe ori. Mă bucur că ai împărtășit cu noi și aceste tendințe care au legătură cu viitorul nostru, cu viitorul atât a societății noastre, cât și cu viitorul antreprenorial și a oportunităților de care, bineînțeles, putem profita. Pentru final, aș vrea să te gândești dacă ai un citat, la un citat care pe tine te-a inspirat. Poate o povestioară care pentru tine a fost inspirațională și care ar putea să-i inspire și pe antreprenorii care ne urmăresc în acest moment. Călina, m-a surprins. Tu știi că nu sunt un adept al citatelor. Mi-ar fi dificil ca să găsesc acum rapid o povestioară, dar accept provocarea. Și o să-ți spun tot prima poveste care îmi vine instant în minte. Sunt trainer de peste 15 ani. În zona IT, în zona antreprenorială, în zona managementului strategic, în zona dezvoltării personale. Și am conștientizat din primele momente ca și trainer cât e de importantă conectarea cu publicul, energia, semnificația pe care o dai participanților. Dar am avut nevoie de o poveste, de o întâmplare care s-a derulat în urmă cu un an în cadrul familiei și protagonist a fost una dintre fetele mele în care seara înainte de culcare, în momentul în care se deschide poarta de conectare între copil și părinte mai larg decât în timpul zilei, tristă fiind un pic, mi-a povestit că are două prietene la școală care nu se prea înțeleg între ele, de aia se înțelege foarte bine cu fiecare în parte. Și era foarte preocupată și în povestea ei să îmi descrie această senzație și căuta o metaforă. Are 10 ani. Avea respectiva dată. Acum are 11. Și mi-a spus foarte serios: tati, știi, noi trei, prietenele, suntem ca o pasăre. Prietena mea, una dintre prietene este ca aripa dreaptă și cealaltă prietenă este ca aripa stângă și eu sunt ca acel corp care unește aripile și care le face împreună. Ce e interesant că doar trei împreună putem să zburăm. Și să formăm pasărea ca unii trei. Să formăm zborul. Și povestea asta, momentul ăsta, a fost atât de puternic încât ne-am dat seama că, de fapt, trainingul, educația, public speaking-ul, despre asta este vorba. Și antreprenoriatul. Despre asta este vorba. Ai în fața ta 10, 20, 100, 1000 de oameni pe care tu, ca și speaker, ai responsabilitatea să-i unești și să-i faci să zboare în aceeași direcție, în formație, într-o poveste relevantă pentru ei. Da, și asta se poate aplica la fel de bine, cum spuneai și tu, și în antreprenoriat. Până la urmă, rolul tău de antreprenor este să fii tocmai acel corp care conectează, ca și aripi, oportunitățile, poate alți antreprenori, și să creeze acea competiție și nu neapărat acea competiție pe piață. Perfect. Și mi-ai cerut un motto. Tu știi că eu nu am un motto, am mai multe care îmi plac. Dar am o definiție pe care mi-a dat-o un prieten apropiat al amândurora, Andy Seche, într-o discuție în care întrebam care e o definiție bună pentru antreprenoriat? Care este rolul antreprenorului? Și am fost toți de acord că antreprenorul este un ecologist al relațiilor, al ideilor, al construcțiilor, al societății, al business-ului, al relațiilor. Exact. Mulțumim mult încă o dată, Dan. Te mai așteptăm la emisiunea De Vorbă cu Antreprenorii. Îți doresc mult succes în tot ceea ce faci și, de ce nu, să fii un adevărat corp pentru păsările, oportunitățile și antreprenorii pe care îi avem în jurul nostru. Mult succes! La fel, că îi mulțumesc frumos pentru interviu.